Salutare, oameni buni, și bine ne-a regăsit la un nou clip. Îmi vine să râd că am niște vecini aici care mereu se ceartă, cred că și dumneavoastră aveți. Asta este ca așa, într-o paranteză. Despre ce vorbim astăzi? Vorbim despre cum depozităm țuica. Sper să nu mă audă vecina, pentru că dacă mă aude că vorbesc tot despre acest sâmbure de scandal care există în anumite familii, cred că aruncă cu ceva după mine. Acolo e o problemă, mă rog, la noi este altă problemă. Care ar fi problema? Putoaiele de lemn, cum le curățăm, cum le spălăm, cum le pregătim pentru ca noi să depozităm țuica, ca ea să-și schimbe așa puțin culoarea, să se roadă, să schimbe parfumul, să stea bine acolo, să odihnească, pentru a folosi momentele fericite sau mai puțin fericite oamenilor, în general, noi, oameni de la țară în gospodărie, când vine un prieten pe la noi. Mă rog, sunt multe ocazii, că noi ne găsim mereu câte o ocazie să umblăm acolo, să mai scoatem dopul, să mai scoatem o țuică din aia bătrână, cum ne place nouă să spunem, și să o oferim, să spunem, băi, uite, asta e din prunele mele. Da, exact, o țuică bună se cunoaște după culoare, după miros, după aromă, sunt mai mulți factori, nu intrăm în detalii. Dar noi, ca să avem acea țuică de care eu vă povesteam, trebuie să fie depozitată într-un conservată, să spunem așa, într-un butoi pe care noi trebuie să-l curățăm mereu, trebuie să-l spălăm, fie el că e nou, fie că e mai puțin nou, e vechi. Mai ales cele vechi, neapărat, pentru că schimbă în rău toate calitățile țuicii. Ca să avem țuica aceea bună, în primul rând, trebuie să culegem prunele atunci când ele sunt de cules. Azi a fost început de octombrie, azi a fost o zi puțin mai răcoroasă de dimineață, pot spune că a fost și prima brumă. Uitați, îmi permis să mușc în fața dumneavoastră din această prună, să vă arăt cum ar trebui să arate o prună ca noi să o punem la fermentat. Sper că se vede. Ia uitați. Deci aceasta este pruna pe care dumneavoastră trebuie să o culegeți, să o puneți la fermentat, să vă iasă țuica de care vă povesteam. Dacă aveți grădini mai departe și aveți acei prieteni care le culeg așa între timp, când nu sunteți dumneavoastră în zonă sau mai lasă așa cât un animal da drumul, automat trebuie culese mai devreme. Dar dacă le aveți lângă gospodărie, domnule, nu vi le ia nimeni. Adunați-le cât mai târziu, să aibă dulceață, să aibă aromă. E păcat. De ce să punem apă? Avem prună. E păcat să-i stricăm gustul. Deci, cum arată butoiul? Butoiul arată jalnic. Este de la un prieten, că noi primim de obicei și dacă ne trebuie și dacă nu ne trebuie, noi luăm tot ce ni se oferă. Așa e și bine. Ia atunci când se oferă. A doua oară nu mai ai acea ocazie. Și eu vreau să-l schimb. Să arate și bine, mai ales să fie curățat, spălat foarte bine, pentru că eu să depozitez în el țuic. Care ar fi metoda? Haideți să urmăriți clipul, nu durează mult și cu 5 minute, 7 în minus sau în plus, poate o să învățați ceva care nu aveți idee până acum. Haideți să vă arăt cum se face și cum arată butoi. Hai, noroc, spunea cineva acum mulți, mulți ani. Da, acesta este butoiul. Arată destul de rău pe exterior. Bine, exteriorul prea puțin mă interesează. Interiorul, acolo e problema. Deci primul lucru, dacă vrei să ai un butoi curat pe interior, primul lucru care trebuie să-l faci, apă fiartă, opărit bine, și în acea apă băgăm acest lanț, adică în interiorul butoiului. Nu vă speriați că este ruginit, pentru că nu afectează cu absolut nimic. El va fi clătit în multe, multe ape și nu o să afecteze cu nimic. Și după ce băgați acest lanț în interior, dopul pus, și vă luați să-l spălați pe exterior. Și odată prin mișcările pe care le faceți butoiului, acel lanț o să curețe milimetric absolut toată mizeria depusă pe interior și o să lase lemnul perfect curat. Știți care este cel mai bun stativ pentru butoi, nu? În cazul în care nu aveți, din acela original de lemn făcut,
puteți să-l cumpărați la oamenii care se ocupă cu așa ceva, chiar puteți să-l faceți și dumneavoastră. Dar dacă nu aveți nici prima și nici a doua variantă să vă ajute, cel mai bun stativ este un cauciuc vechi. Stă perfect, nu are nicio problemă. Vreau să vă arăt cam ce o să iasă din el. Nu știu dacă se poate observa. Ia uitați cum arată apa pe care eu o scot afară. Și scoatem și lanțul. Uitați? Îl scoatem pe lanț. Este puțin mai greu, că e destul de mare. Dar a ieșit. Doamne, ce a fost în ea. Deci ce avem noi aici? Deci sunt niște prune mai timpuriu culese, au fost mai coapte și au căzut. Ce fac eu? Dacă dumneavoastră faceți struica, neapărat, dar neapărat, păstrați câțiva litri acolo de zeamă din aceea. Este foarte, foarte bună pentru clătire. De ce? O să dea mirosul care trebuie, mirosul de prună butoiului, pentru că el, dacă a stat cu apă sau mai rău, a stat gol, i s-a schimbat mirosul, are miros de lemn. Și atunci trebuie schimbat mirosul. Deci eu pun această zeamă de prună pentru clătirea butoiului. Deci, cum spuneam, punem această zeamă pentru clătire. Deci, ca să facem o recapitulare, butoiul spălat bine pe interior cu ajutorul unui lanț, să fie cât mai mare, ca el să poată să acopere toată mărimea. Acum, bine, nu vorbim că dacă e un butoi de, nu știu cum să zic, de 200 de litri sau, mă rog, mai mare, nu îl mai speli cu așa ceva. Acolo, decât îl opărești bine cu apă, pui zeamă de prună sau zeama de borhot păstrată, bine încălzită, fiartă, la fel, și opărim cu ea. Și după ce ai făcut aceste operații, încă o clătire cu apă fiartă și totul este rezolvat. După aceea, două zile cu apă normală, apă rece, și puteți să puneți suica liniștit. Deci, oameni buni, am terminat lucrarea. Vrei ceva de calitate, puțin, dar bun, curăță-ți butoiul, spală-l, cum v-am arătat eu. Dacă știai, ai mai văzut toată. Dacă nu știai, asta e. Ai avut noroc că ai găsit acest canal. Și poți să mai intri, să te abonezi, să lași un like, este gratis. Nu te costă nimic, nu te dezavantajează cu nimic. Și după acest canal vei mai putea afla și alte lucruri, de ce nu, interesante, să spun eu. N-am decât să vă urez toate cele bune și ce scrie aici. Numai bine!